Lumina din suflet luminează sufletele. Dăruiește-o și primește-o cu bucurie. Hristos a înviat! Lumina lină, Logos sfânt. Ei, ne-am gândit și la dobrogeanca noastră, Victoria Vlase, care ne încântă ea și ne povestește cum este pe pod la Hârșova. Să vedem ce face ea în a doua zi a Paștelui. Hristos a înviat, Vicky. Adevărat a înviat, Polina. Ce să fac? Ca fiecare creștin ortodox, sunt acasă, mulțumită că am trecut și această mare sărbătoare, am pregătit toate cele necesare, am întâmpinat Paștele cu rugăciune, cu curățenie în casă și în suflet, cu bucate alese, care se fac de fiecare ortodox la această mare și sfântă zi de Paști. Am făcut drop de miel, friptură, dar ouă numai roșii de data asta. Altădată făceam toate culorile. Cozonac, pască, sarmale. O pască așa care o făcea mama mea de mult când eram copil, care nu s-a mai făcut. O păscuță așa ca o lipie înconjurată de ca și pereți din aluat împletit și interior cu brânză, dulce și ou, iar deasupra o mică cruce tot din aluat, dată cu gălbenuș de ou și coaptă, acea pască din cocă de pâine care se făcea la noi, se împărțea cu ou roșu și cu felia dulce de cozonac. Ai vrut să te simți din nou copil la mama acasă? Da. Numai că anul ăsta, după cum știm toți, și a fost cu totul altfel față de ceilalți ani pe care i-am trăit până acum. Așa ne-am salutat și ne-am văzut cum am putut fiecare online. De la geamul blocului, sau de da? La geam. De la balcon. Da, bisericuța a fost fiecare casă, a fiecăruia. Deci ai făcut doar ouă roșii anul acesta, ai făcut o excepție? Da, am făcut o excepție anul ăsta, așa am simțit că trebuie să fac numai ouă roșii. Ce le dorești românilor? Ce să le doresc? În primul rând să mulțumim toți bunului Dumnezeu pentru ce ne-a dat și pentru ce ne dă, să avem sănătate și cu ajutorul lui vom trece peste toate. Vreau să le urez să aibă în continuare sărbători luminate, să avem sănătate, toți românii și toți creștinii ortodoxi, și le spun la mulți ani și Hristos a înviat. Adevărat a înviat! Au zburat la cerul înalt, ucerit.